prima poezie citită. Nu mai știu sigur că erau poezii din astea, primele erau poezii din astea copilărești, dar cred că momentul în care am avut chiar senzația aceea că sunt în fața poeziei a fost cu Bacovia. Aveam deja vreo 14 ani, probabil. Ce ai simțit atunci? Golul ăla în stomac. Senzația că ai primit o lovitură în plex, că te lasă fără aer, Cred că asta e, adică eu mi-am m-am gândit de multe ori ce face dintr-un text pe care unii pot să-l considere poezie, alții pot să zic că asta nu e, să facă un uh, breșa în uh, sensibilitatea cuiva sau intelectual. Și cred că asta este să te lase mut pentru măcar câteva momente, să te lase fără aer, să te să-ți dea o senzație de de amețeală, așa, ca la fluturi în burtă. Cred că ăsta ar fi un prim test. Dar sigur că e multă poezie bună care nu face neapărat asta, care se adresează mai mult intelectului decât simțămintelor lor. Dar, pe de altă parte, când am început eu să scriu, era pe, și cred că e normal să fie așa la vârsta aia, în adolescență, era pe tumult, era pe uh, tot ce fusese interiorizat și se cerea cu necesitate spus, se cerea evacuat. Uh, ăsta ar fi principiul de la care a pornit pentru mine toată chestia asta cu scrisul, cu poezia în special. Și ce se acumulează în general? Se acumulează ce, ce se acumulează în noi toți. Tot felul de dileme, tot felul de... Încercări de a înțelege lumea, tot felul de frustrări, tot felul de uh, patimi, de iubiri neîmpărtășite, de, până la lucruri foarte lumești, că n-ai bani sau că uh, ai fost tratat uh, prost într-un anumit context social și atunci. A, și asta te poate încărca într-un anumit fel. Uh, cred că motoarele pentru poezie sunt câți suntem noi și de câte feluri suntem noi ca oameni. Adică cine zice că poezia e asta, eu am o... mă retrag, fiindcă nu cred în definiții. Sigur că sunt definițiile uzuale, dar cred că poezia e de foarte multe feluri. Adică unii se așteaptă de la poezie să fie un spațiu de intimitate familiară în care se simtă bine, căuzii să aibă un spațiu de confort personal, în timp ce pentru alții e exact pe dos să fie chestia aia care îi ia la palme, care îi scoate din zona de confort, care îi pune în fața propriilor lor uh, alegeri și uh, dileme existențiale într-un mod presant și urgent. Pentru mine a fost de cele mai multe ori vorba de urgență în explorarea asta a mea cu poezia. De ce urgență? poate fiindcă sunt eu un om mai anxios și mai angoasat și mai uh, care trăiește în, în niște fervori. Deci s-ar putea să aibă de-a face cu ritmuri interioare pe care le putem explica prin tot felul de uh, psihanalize sau... Dar uh, pentru alții care poate stau un alt un alt fel de armonizare interioară, e altceva poezia. De-aia spun că Oamenii vin spre poezie cu așteptări diferite în funcție de felul în care sunt ei alcătuiți, de diagrama lor existențială, de ce au trăit ei și ce cam ce se așteaptă ei să, să primească de la discursul ăsta. Cum se întâmplă și cu muzica. De asta ascultăm muzici atât de diferite și sunt atât de multe feluri de muzică. Fiindcă unii vor mai mult pachete de energie care să-i dinamizeze, care să-i scoată din ei înșiși, și alții vor să stea într-un fotoliu și să închidă ochii și să fie purtați pe niște acorduri, să, să audă harfele îngerești, sunt, sunt multe posibilități de a, de a interacționa cu, cu arta. E armonia poezia? E armonia între, înțeleg, anxietățile între anxietăți și expresie între ceea ce simt și ceea ce dai afară în ceea ce numești în realitatea de zi cu zi? Un loc comun acceptat fără foarte multe evaluări din partea contemporanilor noștri e că poezia scrisă astăzi e vraiște, că n-are formă că n-are, fiindcă după ce s-a renunțat sau după ce să spunem versul liber, versul alb a câștigat teren în fața formelor clasice care aveau ritmul rima ca principale modalități armonice. Impresia multora e că asta nu e poezie. Am auzit de multe ori de la oameni care se opriseră cu lecturile la ce se studiază prin liceu și aveau un șoc receptiv. ceva asta nu e poezie. De ce nu e poezie? Că nu are rimă sau că nu are un anumit ritm. Pe de altă parte, dacă ești ceva mai uh, trecut prin niște experiențe de lectură, îți dai seama că există un anumit ritm interior care sigur nu e ăla pă -mă 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 -mă, care să aibă uh, o structură foarte foarte fixă, să fie cu iambi, cu trohei, cu... Uh, dar și poezia asta, laxă, uh, care se face deja de vreo sută de ani, să spunem că odată cu futurismul, cu avangardele, cu experimentele radicale ale modernismului de la începutul secolului 20, cu Apollinaire, nu? Ba chiar mai dinainte ne putem gândi la Rimbaud și la uh, Lautreamont. Uh, lumea are impresia că poezia, cumva, a cunoscut o liberalizare mult prea mare și că uh, a devenit uh, ceva care nu mai e controlabil în niciun fel. Ori, eu cred că, de fapt, chiar și atunci când Pare că e dizarmonică, chiar și atunci când pare că e zbăpăiată și nu are niciun fel de regulă, ea are niște reguli implicite, ea are niște reguli înăuntru pe care le respectă, într-un fel în care numai uh, creativitatea și mintea acelui om care o face le, le cunoaște și le urmărește cu, cu, cu finețe. Pentru că poate aceste prejudecăți uh, țin de. Uh, o obișnuință, trebuie să recunosc poezia, să o pipă. Sunt niște coduri fără îndoială. Da. Și atunci e complicat să-i citești poetului codurile. E adevărat că intri în intimitatea cuiva care poate să fie ca tine sau poate să fie cu totul altfel decât ești tu construit și să aibă alte așteptări. Dar pe de altă parte sunt niște coduri culturale pe care e clar că trebuie să le deții ca să ajungi la un anumit tip de intimitate cu un discurs literar? Care ar fi asta? Păi, e ca. iarăși, mă refer la muzică, fiindcă muzica, totuși, și poezia au pornit din același loc și sunt de multe ori confraterne. Nu poți să, să apreciezi un anumit tip de muzică dacă nu ai trecut prin niște experiențe de audiție, dacă nu. Uh, ai interiorizat, dacă nu ai asimilat, niște, un anumit fel de a, uh, de a auzi și de a vedea cum aerul vibrează în jurul tău. Jezus, să spunem. Pentru a ajunge să fii un ascultător de jazz, trebuie să faci niște eforturi, trebuie să ajungi acolo. Sau muzica cultă, muzica clasică. E destul de greu de crezut că cineva care iese din pădure și aude Mozart o să fie, s-ar putea să-i un zgomot îngrozitor. Așa și cu poezia. E foarte posibil ca citind un poet de la anul 2019 să ți se pară că e o, o chestie fără cap și coadă, care nu se referă neapărat la viața ta interioară sau că e o chestie autistă a cuiva, că e o chestie care nu are de-a face decât cu problemele ăluia. De ce m-aș apropia eu de chestia aia? De ce vreau eu să intru în intimitatea lui? Oricum ar fi ea veselă, voioasă sau din potrivă, sângerândă, traumatizată. Și aici trebuie să deții codul, trebuie să știi cumva că s-a ajuns acolo printr-o anumită tradiție poetică. Toți venim de undeva în Treaba asta cu literatura. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. E, e un subiect foarte complicat.